demnul binevoitor a prietenului pictorului Mircea Răzvan Ceacâru, voi începe fără alte introduceri și trebuie să vă spun că de rare ori am fost pus în atâta dificultate ca acum. De ce? Nu știam aproape nimic despre artistă. Am început etimologic și bineînțeles că m-am oprit la numele de Elena, care vine din grecești, înseamnă ce înseamnă, apoi Chiru, care iarăși e de origine greacă, și m-am așteptat să văd o brunetă grecoaică, mă rog, sau măcar ceva a la Irene Papas. N-a fost să fie. Pe de altă parte, am avut avantajul de a fi perfect liber în opinii, pentru că, necunoscând persoana, nu putem fi acuzați niciunul nici altul de partizanate, de coterii, de trafic de influență, de, mă rog, ceea ce se mai întâmplă prin politică. Și atunci mi-am permis să privesc opera așa cum este ea. Și trebuie să spun de la început că această expoziție se justifică prin spațiu, prin acest spațiu, și o să mă explic de ce, și prin valoare și prin tematică. Remarcasem, sigur că întotdeauna ne receptăm opera de artă în straturi. Există un strat superficial al percepției, intervine analiza, sinteza și apoi, sigur, încercarea artistului de a se și a criticului de a se elibera. Retrăind pe cât posibil complice cu autorul actul artistic. Am remarcat ceva și anume anumite zone comune cu o altă artistă care a expus aici, Viorica Ciucanu. Și atunci mi-am dat seama că, de fapt, amândouă au fost elevele, în ghilimele, unui profesor cu multe izbânzi în domeniu și l-am numit pe Arcadie Răilean. Numai că e un lucru foarte curios. În general, când un artist de valoare are emuli, are ucenici, acestea se străduiesc să-i copie maniera, subiectul, mă rog, stilul și așa mai departe. Nu și în cazul lui Arcadie, unde, dimpotrivă, toți elevii lui pleacă de la culoarea foarte violentă, de liniile, de tușele energice sau ceva, și se refugiază în lilial, în blândețea unor forme, în căutarea nuanțelor și așa mai departe, ca și cum ar vrea să spună: am învățat lecția, o știu, vreau altceva. Și este și cazul doamnei Elena Chiru. A trebuit să fie atinsă de seninătatea serenității, de acea bucurie a împlinirii, atât personale cât și prin copii, eventual prin nepoți și așa mai departe. În scurtul dialog pe care l-am avut, mi-a mărturisit că lucrările sunt realizate cam într-un an de zile, majoritatea însă cam în 4-5 luni, și că ele sunt într-un fel revolta unui spirit după moartea mamei sale. Și atunci m-am bucurat că aveam această intuiție și, sigur, pe de altă parte, mi-am dat seama că, iată, oamenii la care ținem reușesc să vorbească și dincolo de mormânt, ne transmit un mesaj, îl preluăm și pot fi creatori chiar prin absență, fiind poate mai prezenți decât dacă ar fi cu adevărat prezenți. Pe de altă parte, rostul pictorilor de a ne liniști, de a ne
readuce un paradis pierdut, ca să citesc pe cineva, adică natura, natura naturată așa cum e, pentru că trăind într-un univers cenușiu, între blocuri sau ceva, prea puțin avem ocazia să ieșim în natură, nu întotdeauna avem timp, nu întotdeauna avem mijloace, uneori nici sănătate pentru a ajunge acolo. Și atunci artistul ne redă ceva. Mai ales că, chiar dacă e vorba de natură, orice artist este indiferent la spațiu și timp. Deci a priorismele care ne macină. De ce? Pentru că un artist va putea să picteze aproape simultan un peisaj de iarnă, unul de primăvară, unul autumnal, și în același timp poate să picteze o casă din zona, să zicem, Lacului Roșu sau dintr-un fior norvegian sau mai știu din ce insulă a Pacificului. Adevărata probă constituie însă natura statică. Pentru că aici margenii ale umanității, dar și pictori amatori, copiii care pictează prima dată și fac o floare, o cruciferă sau un stea, până la urmă, oricine vrea să picteze nu poate evita capcana florilor. Pentru că, spuneam, florile sunt ochii cu care Dumnezeu se uită la noi. E poate cel mai frumos lucru pe care ni-l dă natura. E, dacă vreți, pentru pictor, culoarea pură. O floare deschizându-se, făcând anatomopatologie a florii, realizând niște lucrări care, iată, au intrat în cele mai prestigioase colecții din lume, inclusiv la Washington DC și în alte părți. Deci floarea e un subiect inepuizabil. Și sigur sunt aici câteva flori în care artista reușește să se detașeze și sunt singurele tablouri în care revine seninătatea. Pentru că o floare nu poate fi tristă. Nu cunoaște tristețea. O floare e vie sau moartă. Nu cunoaște tristețea. Din această cauză, florile sunt vie. Cei care au asistat la primele vernisaje, iată, încep să se adune anii, știu că m-am referit la aceste frunze. Dați-mi voie ca eu să le văd frunze și să mi se pară că aici ne aflăm într-o permanentă toamnă. Așa că, cum există o vârstă de aur omenirii, există și o vârstă de aur a anotimpurilor, în care curajul primăverii se întâlnește cu vara, are ceva și din iarnă și totuși e toamnă. Pentru că cerul e mai albastru toamna decât vara. Și până la urmă frunza e mai frunză toamnă. Trece prin mult mai multe nuanțe. Și iată că s-au produs și două surprize. Nu știu cât a călătorit doamna Chiru. Nu știu ce experiență are în cultura plastică. E greu de spus. E încă un necunoscut pentru mine. Ca deocamdată un personaj. Sper să devină un personaj prieten, dar asta e altceva. Dar dacă remarcați, cerurile au o culoare aproape nefirească. O culoare pe care o întâlnim numai la maestri olandezi din secolele 16-17. Sigur că acolo te izbește într-un fel nefiresc. Dar, ducându-mă în Olanda, i-am acceptat. De ce? Pentru că acolo, în
Olanda, cerul este mult mai greu decât la noi. Fiind câmpie, cerul presează. Nu se poate sfâșia sau sprijini ca niște stâlpi în munți. Și atunci senzația de greutate este imensă. Ceea ce se întâmplă și aici. Și atunci artista ce și-a zis, propunându-și să aibă o întâlnire undeva în ceruri, n-a făcut altceva decât să oblige pământul să urce spre cer. Și atunci a împrumutat ceva din culoarea aceasta a lutului, din culoarea grea a pământului, senzația asta de gloduros pe care o are. Nu e un cer senin, nu e un cer care are menirea de ne apropia de Dumnezeu sau ceva. Nu. Sunt încă niște bariere. Adevăratul artist, din instinct, din cultură, din alte motive, reușește să concilieze ceea ce e de neconciliat. De pildă roșu cu verdele. Ei bine, iată într-o singură lucrare cum câteva țigle reușesc să iradieze și nu verdele culoarea triumfătoare, ci roșul. Dar aș vrea să vă spun de un lucru și pe urmă artista se va mărturisi, se va spovedi sau nu va spune nimic. Mă refer la acest tablou cu un cartier francez. E bine, am mai spus-o și altă dată, nu aici. Am fost șocat, aflându-mă în Franța, la Tours, una capitala Lorenei, să aflu de o artă foarte ciudată, pe care o mai practică o singură familie, dar o artă care este veche de aproape 800 de ani. Deci pe la 1200 și ceva a început și iată continuă și astăzi. E vorba de așa numită artă numită Gemail. Însă, ceea ce este extraordinar în această lucrare este că originalul dispare, nu e important, rămâne lucrarea, iar în spatele ei se găsește o sursă puternică de lumină. Și ceea ce face lucrarea să fie absolut remarcabilă și o poți găsi oricând și spui ăsta e un gemel, este faptul că această lumină este foarte puternică și se află într-o zonă centrală. Iată de ce spun, cu sau fără voia doamnei Chiru, a realizat un gemel. Sau mai exact, un proiect de gemel. Dar o liniștesc, vreau să spun că Leger, Picasso, alți mari maestri au făcut suporturi pentru așa ceva, adică au acceptat să fie ucenicii al celor artiști de geniu care realizează o artă, am încercat să sugerez cât de grea, prin câte etape trece, ca să obțină un efect extraordinar. Există un singur muzeu în lume al gemailului, un asemenea sentiment și să mă oblige să mă gândesc la un reflex cultural, înseamnă că autorul de lângă mine are ceva de spus. Dacă m-aș referi la o altă lucrare, o lucrare mai neutră dintr-un punct de vedere, neutră în sensul de echilibrată. Și când mă refer la echilibru, nu mă gândesc la un echilibru fizic, un echilibru indiferent, ci unul sufletesc, este cea din spatele meu, care aș spune că este replica de imagine a doamnei Chiru, este, aș spune, sufletul ei, un reflex al sufletului și așa este ea. Acum, asta e părerea mea. Nu o să puteți găsi alte valențe, alte lucrări, este dreptul dumneavoastră să optați. Un bărbat când va picta un peisaj,
se va apăra. Pentru el pictura, peisajul, va trebui să fie un zid protector pentru sufletul său. Dimpotrivă, dacă vă uitați la toate aceste lucrări, ele sunt separate, sunt tăiate. De ce? Pentru că o femeie va reuși să împartă natura, să o dea la o parte, să vină ea victorioasă, pentru care atributul pe care niciun bărbat nu-l va avea, cel al eternității. Pentru că eternitatea omului e asigurat prin femeie. Și atunci are acest drept ontologic de a despica lumile. Numai în Biblie apele se mai pot despărți și aș spune că apele nu sunt singurele lucruri care pot fi despărțite. Pot fi despărțiți și munții. Iată, acesta mi se pare a fi astăzi, pe 5 februarie 2015, artistul Elena Chiru. Și nu-i doresc decât să mai aibă expuneri, să aibă curajul social măcar egal cu curajul artistic. Adică, de vreme ce te-ai hotărât să expui, îți înviți colegii de breaslă, în primul rând, să vină, să vadă, să fie sau nu de acord cu tine, pentru că, până la urmă, pictura este pentru toți o lecție. Nici când închisă și nu întotdeauna. Ce v-aș mai putea spune, sunt probabil și oameni care mă aud prima oară, dar sunt și prieteni vechi. Eu v-aș propune să mai aflăm ceva și dincolo de ce ne-a spus pesimeze artistul și să se spovedească, să se mărturisească sau să vă spună ceva ce crede că nu a spus prin lucrări. Ploapele tale, furtun de vior, nor alb de petale și toamna dezbracă iubirea trecută cu plănul de iarnă și fulce sărută. Și atunci când de mine încep să te scut, plâng ochii mei, flori, petale de fluturi. Și atunci când de mine încep să te scutur, plâng ochii mei, flori, petale de pletele tale dansează absente. Sunt fluturi și flori sau frunze uscate, păduri de viori ce cântă sonate. Și atunci când de mine încep să te scutur, plâng ochii mei, petale de fluturi. Și atunci când de mine încep să te scutur, plâng ochii mei, flori, petale de fluturi, ochii mei, plâng ochii mei, flori, petale de fluturi.
sunt foarte emoționată, fiind la prima expoziție personală. Începuturile întotdeauna sunt grele. Și mă simt onorată de prezența dumneavoastră aici. Și chiar bucuroasă. Dar nu sunt un maestru al cuvântului ca dumneavoastră. Și atunci prefer să rog să fiu citită din lucrări. O vorbă înțeleaptă spune că un desen face cât 1000 de cuvinte. Și atunci las publicul să mă citească din expunerile pe care sunt aici, dar nu înainte. Apropo de acest tablou, Cartier Parisian, am fost pe acolo și mi-a rămas amprenta unor locuri profund, m-au impresionat profund clădirile lor, vestigiile lor, străzile lor cu un romantism și o caracteristică pe care nu o mai întâlnește în altă parte. Da, și cum spuneam, există o condiție sine qua non. Trebuie să-mi atribui mulțumirile pentru multe persoane. Pentru domnul Ciacâru, domnul Mircea Răzvan Ciacâru, care m-a încurajat și m-a ajutat foarte mult în realizarea acestei expoziții. Pentru domnul Lucian Strochi, care a avut bunăvoința să verniseze expoziția mea. Pentru domnul Arcadie Răileanu, care m-a acceptat la clasa dansului de pictură. Pentru sora mea, care este undeva acolo departe și o salut, care m-a sponsorizat financiar pentru această expoziție. Pentru copiii mei, care au făcut toate eforturile în favoarea mea. Mulțumesc mass mediei pentru colaborare și prezență. Și nu în ultimul rând dumneavoastră celor prezenți aici, că m-ați onorat cu vizita dumneavoastră și mai mulțumesc reprezentanților casei de ajutor reciproc care ne-a dat posibilitatea să ne afișăm, chiar dacă suntem la început sau nu, în această galerie. Vă mulțumesc că m-ați ascultat! Argint, zăpezile crapă, pădurile mint, cărările pleacă spre viscol și ger, iar ploapele ude cad albe din cer. Și atunci când de mine încep să te scutur, plâng ochii mei, flori, petale de fluturi. Și atunci când de mine încep să te scutur, plâng ochii mei, flori, petale de fluturi, ochii mei. Plâng ochii mei, petale de fluturi.